În timp ce în unele zone oamenii se luptă cu valul de caniculă, în altele vijeliile fac ravagii. Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele zile și au anunțat faptul că vine furtuna electrică în România. Furtun cu gheață după temperaturile de peste 40 de grade peste zi. Pe Transalpina, mai mulți copaci au fost doborâți de vânt și zeci de turiști au rămas blocați pe drum. Zeci de mașini au rămas blocate din cauza copacilor smulși de vânt și aruncați pe șosea. Meteorologii au emis mai multe avertizări meteo, cod roșu de caniculă, iar acum specialiștii anunță vremea rea în toată țara. Marți 16 iulie și miercuri 17 iulie, termometrele vor arăta 42 de grade Celsius. În următoarele zile, valul de căldură se menține, iar maximele vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade. Specialiștii au anunțat că vine furtuna electrică atât în București, cât și în celelalte orașe. Vijelia va face ravagii atât în joi, 18 iulie, cât și sâmbătă, 20 iulie, potrivit prognozei meteo. Începând cu duminică, 21 iulie, nu mai sunt anunțate precipitații. În schimb, oamenii trebuie să aibă grijă în continuare să se ferească de caniculă. În toată țara, în primele 2 zile ale săptămânii viitoare, termometrele vor arăta 36 de grade Celsius. Vremea se menține mai plăcută spre sfârșitul săptămânii, în perioada 24-27 iulie. Maximele vor fi între 31 și 32 de grade. În ceea ce privește minimele, meteorologii au anunțat 19-20 de grade Celsius. La fel se menține vremea și în București și în ultimele zile din luna iulie. Meteorologii au anunțat maxime de 31-32 de grade Celsius. Începutul lui august va fi și el foarte călduros. În prima zi a lunii, termometrele vor arăta 32 de grade în capitală, iar în data de 2 august, bucureștenii vor avea parte de 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteo, minimele vor fi de 20 de grade, relatează romania.tv.ro.